Of, cu cine să mă joc? Sunt puțin tristă. Știți ce? Am un joc atât de frumos cu un puzzle cu bonei, dar n-am cu cine să-l fac și e și foarte greu. Mi-ar plăcea să am o prietenă să mă ajute. Uf, ce fain am distra. Ah, dar ce spun eu aici? Haideți să vedeți despre ce joc vorbesc. Oh, vai, am uitat să vă salut. Bună, Licurici, și bine ați venit pe Fireflies Kids. Bună, Licurici, vă spun și eu, pentru că al nostru ponei, Sweetie Belle, nu are cu cine să se joace astăzi și am să vă arăt și jocul din spate pe care vrea să-l joace. Eu m-am gândit să deschid o nouă cutiuță cu ponei de unde va fi eliberată prietena lui Sweetie Belle și se vor putea juca împreună. Și acum, haideți să vedem cutiuța. Aici înăuntru este Fluttershy din My Little Pony. Și priviți-o ce drăguță este aici pe cutiuță. Are și o coroniță minunată și ochișorii mari și drăgălași. Și înăuntru are și un accesoriu și văd că și o rochiță și o pălărioară. Haideți să desfacem repede cutiuța pentru că nu mai pot de nerăbdare. Abia aștept să văd cum arată în afara cutiei. Deschidem încet. Și să o eliberăm din cutiuță. Are și o pălărioară și niște ochelari pe care vi voi arăta de aproape. Și pălărioara, care este verde cu un trandafir roșu. Vai, ce frumoasă e! Și acum o putem vedea de aproape și pe Fluttershy. Wow! Ce mult te place! Priviți această rochiță minunată! Ia uitați-vă câte straturi de material și ce pantofiori drăguți ca niște sândăluțe. Și uitați-vă și ce coroniță frumoasă și se potrivește rochița cu ochișorii. Este minunată, adorabilă. Să vedem cum îi stă și cu pălărioara în cap. Oh, wow! Îmi place atât de mult! Haideți să vedem cum arată Fluttershy și dacă îi dăm această rochiță jos. Se dă puțin cam greu. Mai întâi voi da jos sândăluțele sau pantofiorii care sunt adorabili. Și acum rochița. Văd că mai are aici un butonaș. Hop! Și priviți-o pe Fluttershy cu senul ei drăguț, cu fluturaș și cu ochișorii frumoși și părul aranjat. Arată superb! Hei, Fluttershy! Ce drăguță ești! Mă vezi? Mă vezi cu ochelarii aceia? Sunt Sweetie Belle! Oh, desigur că te văd! Chiar dacă am acest ochelari pe ochi. Și, bineînțeles, nu am putut să mă abțin și ți-am remarcat și frumoasa rochiță! Wow! Mulțumesc! Apropo de rochiță, și a ta este minunată și tocmai asta vreau să-ți propun. Nu te mai îmbrăca cu rochița, am să-ți mi-o dau și eu jos și te rog, vrei să te joci cu mine? Am un puzzle superb cu noi, cu ponii! Puzzle? Mereu sunt pregătită să fac un puzzle. Haide, arată-mi-l. Am să-mi dau jos ochelarii și hai să ne jucăm. Yeah! Și totuși, Sweetie Belle, nu ai vrea să încerci pălăria mea? Cred că ți s-ar potrivi de minune. Oh, aș fi încântată. Oh, wow, ce drăguță ești. Îți stă minunat. Și acum, hai să ne jucăm. Cei doi ponei vor să se joace acest joc minunat. Este un puzzle cu ponei, dar el este alb-negru și înăuntru avem creioane cerate cu ponei cu care putem colora. Dar eu am aici și câteva carioci și voi face acest puzzle să arate minunat. Și acum haideți să-l deschidem și să vedem cum arată creionașele.
Vou scoate afară. Înăuntru, puteți vedea că este chiar imaginea cu puzzle-ul și ce frumos este colorată. Este o petrecere, este ziua cuiva și nu știu a cui este și aici poneii sunt toți adunați să sărbătorească. Și înăuntru era această lanșă cu puzzle-ul și creionașele acestea, care fiecare are desenat câte un ponei. Ia să le vedem. Aici este Rarity, pe culoarea verde. Pe culoarea galbenă este Applejack. Pinkie Pie. Rainbow Dash, pe culoarea roz. Aici o puteți vedea pe Twilight Sparkle. Și pe culoarea albastru închis este Fluttershy. Acum eu voi colora acest puzzle minunat și apoi ne vom putea juca. Pe Twilight Sparkle, pe Pinkie Pie și pe Rainbow Dash. Iar acum voi colora acest tort delicios. Gata și acest tort minunat! Miam! Iar acum urmează să colorez aceste baloane și confeti! Iar acum, după ce am terminat de desenat poneii, de colorat, și după ce am făcut și baloanele și confetiile, voi colora tot puzzle-ul cu culoarea albastru închis, așa cum arată pe această imagine. Acesta este desenul meu, l-am colorat pe tot și arată super, îmi place foarte mult și dacă ați fost atenți, puteți să ne scrieți în comentarii pe care dintre acești trei ponei l-am colorat primul și acum voi desface acest puzzle ca să se poată juca ponei. Ce de piese și ce colorate sunt! Crezi că vom reuși să-l facem pe tot? Nu știu. Hai să încercăm. Hai,